Bun găsit la acest ceas de seară târzie. Aș vrea să vorbesc atât cât mă duce mintea mea de laic. Care a înțeles că are minusuri. Are plusuri, dar are și multe minusuri. Despre ceea ce am discutat cu un prieten de-al meu, pentru cineva, care are nevoie de un ajutor. Eu nu îmi aloc sub nicio formă o aură că aș fi cel învățat, cum se spunea în Noul Testament, într-una dintre Evanghelii, aminte, apologetare în Scripturi, egal cu zero. Apologetare în Scripturi este echivalentul intelectualului care știe texte biblice, le comentează, dar poate să fie o problemă cu sufletul. Când am abordat anumite subiecte de bizantinologie, da? Și erau și lucruri legate despre iconografia creștină. M-am ocupat, am citit acolo cu cât m-am priceput eu atunci, în anii aceia, despre modul cum erau portretizați, da? Apostoli. Nu vreau să spun că aici vorbesc despre tehnici de pictură, despre cum realizăm. Sunt total pe din afară. Și am găsit un subiect legat de îmbrățișarea, așa cum apare portretizat, îmbrățișarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, care sunt inseparabile. O icoană comuniunii, o icoană care nu trebuie să o înțelegem greșit, că se țin în brațe voi bărbați. Aici este cu totul altceva, este o icoană frăției. La fel cum ne strângem în brațe fratele, tatăl, fără nicio altă semnificație. Este o chestie de dăruire și, în final, în cazul de față, ceva legat de Domnul. Că Dumnezeu spune acolo, așa, în prostia lui desăvârșită, cum spun unii, hai mă, lăsați-mă cu Dumnezeu, cu una, cu alta, și el să ia să țină în brațe. Stai mă, că e așa. Vă țineți voi oamenii în brațe, dar acolo ei se țin în brațe într-o frăție creștină, într-o frăție de iubire. Și spun asta că de vreo aproape lună de zile ascult predicile părintelui Calistre. Cineva ar putea să spună, zice, băi, tu un laic ca tine și te-ai spălat pe creier. Nu m-am spălat pe creier. Oamenii au voie să schimbe concepțiile și să înțeleagă
altfel lucrurile de pe lumea asta pentru lumea cealaltă. Ei bine, îmbrățișarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel este tema unora dintre icoanele păstrate în tradiția creștinească încă din primele zile ale creștinismului, creștinismul primar, da? Și mai ales creștinismul primar. Ei bine, compoziția aceasta, rară, de puține ori întâlnită, este de o frumusețe deosebită și de căldură și de unitate. O unitate frățească. Nu știu, m-am întrebat întotdeauna dacă înțeleg duhul acestei icoane, care a fost pusă pe pereții bisericilor. E bine, Petru, ce am citit și eu acolo, în prostia mea? Că eram avid de cunoștințe, nu neapărat un om religios sub nicio formă. Era un pescar din Betsaida, o localitate de lângă Marea Galilei. Mai înainte de a fi numit apostol, i se spunea Simon și apare și acea apropiere Simon Petru, da? Ei bine, Domnul nostru Iisus Hristos îi strânge pe cei 12 ucenici, începând cu Andrei, cu acest Simon Petru, fras pescari, da? Și e frumos momentul în care m-am întrebat de multe ori, zice, sunteți pescari, vreau să vă fac pescari de oameni. Da. Petru era cel mai în vârstă dintre ceilalți. A sfârșit-o bine, chiar duhovnicesc, sau, cum gândeam înainte, a sfârșit-o foarte rău. Nu știu cum s-a simțit apostolul Petru când a sfârșit așa, sau dacă a zâmbit în ultima clipă. A fost răstignit tocmai invers, cu capul în jos. Se spune că în vremea împăratului Nero, da? Unde acum s-a afla Catedrala Sfântului Petru din Vatican, din Rom. Nu are importanță dacă nu mai este locul acolo sau nu este cu precisie acolo, dar important este să înțelegi acel martiriu al lui un om după chipul și asemănarea Domnului. Bun, este același Petru care a avut momentele lui umane, s-a dezis atunci când a fost arestat de către oamenii Sanhedrinului. A fost arestat și nu a fost arestat. Când a fost arestat în grădina Getsemani, Mesia, și așa cu fior de războinic, Petru a scos o sica, da? Și ca să sară la luptă. Și a spus,
Petre. Dacă dai cu sabia de sabie, Petre. Îi tăiase urechea lui Balus. Și urechea s-a vindecat. Mare ciudățenie. Deci, bă, cum să, dacă eu, dacă îmi dai mie acum o ureche, dar cum să mai poate vindeca și să facă urechea în loc? Nu știu. Biologic spus, nu. Trebuie să mai lăși loc și de altceva. În înțelegerea lucrurilor. Da? Celul Sfânt Apostol Pavel, Paulus, da? După când a devenit cetățean roman, da? Fostul Saul din Tars, cel care la ordinele Sanhedrinului se purta ca un securist, efectiv, vâna creștin. Și apoi e drumul acela Damascului, când este lovit bine de tot. Și apoi devine un mărturisitor al Domnului. N-a făcut parte dintre cei 12 apostoli. Da? Era un învățat fariseu și un învățător de lege în vechea credință iudaică. A fost ucenic, ca să spun așa, lângă Marea Galilei, Gamalilei, un înțelept dascăl în vremea lui și devine un puternic persecutor al creștinilor, cea numită secta iudeo-creștină, da? Care se dezisese cumva de iudaismul recept, da? A zis că până să se întâlnească cu Mesia, adică în sensul de o întâlnire mentală și sufletească, îi se spunea Saul, Saul din Tars. Da? După convertirea la noua credință, devine un susținător, da? Cum se spune în limbaj bisericesc, propovăduitor al împărăției, de dincolo împărăția lui Mesia, Hristos. Tot în Roma și la aceeași dată cu apostolul Petru, moare și apostolul Pavel. Lui s-a tăiat capul, n-a mai fost răstignit univers. Această moarte considerată mai, era mai demnă decât celelalte datorită cetățenei sale romane. În fine. Acum, acești sfinți, acești sfinți Petru și Pavel, apar într-o icoană foarte veche numită Soborul Sfinților Apostoli. Din câte îmi amintesc eu când mă ocupam de chestia asta. Pe lângă aceasta mai există însă și alte reprezentări ale Sfinților Apostoli. Sunt icoanele individuale de pe catapetazma Sfântului Altar sau alte icoane portabile. Da? Ei bine, toate acestea s-au bucurat de evlavie din partea credincioșilor. Dintre
toți Sfinții Apostoli. Și chestie interesantă, asta. Doar Petru și Pavel sunt pictați adesea în icoane. Oare de ce? Au fost luați ca sfinți ocrotitori ai bisericilor și ca nume de botez. Cultul liturgic s-a născut și s-a desăvârșit, ca să zic așa, adică s-a organizat în proximitatea mormintelor Sfinților Apostoli. Acestora le s-au închinat biserici, mănăstiri, da? Au fost cinstiți în Roma de Apus, da? Dar și în zona de răsărit, la Ierusalim și la Constantinopol. Da? Problema iconografiei era acestor doi sfinți apostoli, se, din câte am citit, este cercetată cu dificultate din pricina sărăciei izvoarelor. Da? Este foarte greu să-ți dai cu părerea asupra acestor lucruri. Este un subiect sensibil. Icoana în care apar acești doi sfinți este zugrăfită adesea în chipul următor. Adică cum? Pe fundalul auriu al iconei sunt reprezentați Sfântul Petru și Pavel. Și țin între ei Biserica Apostolică, întemeiată de către Hristos. În interiorul micuței bisericuțe apare Sfânta Masă cu Sfintele Taine. În partea de sus a icoanei, Mântuitorul Hristos apare binecuvântându-l. Deci ei se țin în brațe în fața Domnului. Observăm o strălucire a gamei cromatice, da? Culorilor. Da? La auriul, roșu, albastru, temperată de un verde, de un ocru, de un gri, conferă acestei picturi nu numai multicromatism, dar și subtilitatea sensurilor, da? Legat de Biserica lui Hristos și de însemnătatea creștinilor, Sfântul Apostol Pavel, ce le spune credincioșilor? Așa, din memorie. Cum a spus, prin urmare sau deci, dacă nu mai sunteți străini și locuitori din când în când sau vremelnici, ceva de genul ăsta, ci sunteți împreună, așa cum se ținea el cu Apostolul Petru, da? Cu sfinții casnici ai lui Dumnezeu, zidiți fiind pe temelia apostolilor și a vechilor proroci, a prorocilor, da? Piatra cea din capul unghiului, da? Nu vorbim de piramida lui Maslow, că asta este o piatră din capul unghiului pământeană, da? Este însuși Iisus Hristos, Mesia. Și în final Dumnezeu. Și totul crește, da? Să ajungă într-un
Așezământul, un locaș sfânt în Domnul, în care voi cu toții sunteți cărămidă pe cărămidă, o zidire, da? Ca să fie un locaș al celui de sus. Era ceva din Efeseni. Aici. Am spus o icoană destul de rară a îmbrățișării. Da? Terminiile iconografilor din Sfântul Munte Athos, vorbind despre chipurile sfinților apostol Petru și Pavel, dau niște indicații poate că destul de concise. Ce spun? Sfântul Petru, bătrân cu barba rotundă, Sfântul Pavel, pleșuf cu barba cenușie. Deci, dădeau acești sfinți părinți niște trimiteri iconografice, adică cum să-l zugrăvesc pe Apostolul Petru, bătrân cu barba rotundă, da? Și celălalt pleșuf cu barba cenușie, mai tânăr, da. E sigur, nu îmi dau cu părerea dacă sunt canonice, necanonice, dar eu am stabilit niște chestiuni iconografice. E bine, Sfântul Petru este pictat cu o față ovală, părul capului alb, bucle mici, da? Erau unite lateral cu barba cârlionțată, iar ochii adânciți dădeau aspectul acela hieratic, da? Cum apar cu ușoare cearcăne. Aceste trăsături se văd în cele mai vechi reprezentări iconografice. Da? Așa cum apare prin secolul 3, într-un loc sacru, într-o catacombă, secolul al 3-lea, da? Post-Crist, numită Catacomba Sfinților Petru și Marcellinus la Roma pe Via Labicenna. Apostolul Pavel este înfățișat în iconografie conform unor mărturii iconografice la fel de vechi, dintre care ne gândim la un basorelief de pe sarcofagul lui Junius Bassius. E de prin secolul 4 și este păstrat în criptele Vaticanului. E bine, toate icoanele Pavel apar astfel. În cazul de față avem o frunte largă, da? Capul pleșuv, barba rară cu fire subțiri și cenușii. Da? Nu vă uitați, eu fac o reprezentare, nu sunt apostol. Sunt vai de mama mea. De creștin. Dacă vorbim despre o descriere literară din actele Sfintei Tecla, acolo se mărturisește. Zice, era mic de statură, picioarele încongoiate în lăuntru, nasul relativ pronunțat, da? Sprâncene unite, da? Și o fizionomie atrăgătoare. Da.
apare o fruntă, deci o frunte mare, era brăzdat de trei cute orizontale, da? Nas relativ pronunțat, da? Și curmat în legătură cu fruntea. Ochii erau mari, deschiși și orbitele adâncite. Tot ceva hieratic. Acum revenim la o chestie. Ne întrebăm. Eu mă întreb de când am citit acestea. De ce tocmai acești doi sfinți apostoli apar îmbrățișați și nu alții? Petru era bătrân, foarte bine, cel mai bătrân dintre toți. Era ca orice bătrân, demn de respect, nu? Și de râvnă într-o mesie. Ei bine, Pavel era un mai nou apostol, care se dovedește fiind foarte aprins de noua credință în care intrase, cum intrase după ce a fost împotriva acestei credințe. Adesea Pavel spunea: sufăr, sufăr. Între cei doi apostoli, la un moment dat, a apărut chiar o dispută privind modul în care vorbim despre Hristos. Propovăduirea Evangheliei, da? Spre lumea păgână. Aici este o chestiune de discutat. Era o grupare veche spre Vechiul Testament, da, iudeocreștinismul, și Pavel vine și spune foarte simplu: nu e iudeu creștin, nu e așa, ci toți creștini se cheamă. Cel puțin așa din memorie, dar ideea cam asta este. Petru îi obliga pe păgân la anumite ritualuri din rânduieli, da? Așa cum se pomenea din ritualul iudeu, precum tăierea împrejur și altele. Adică să facă circumcizie acolo, nu vreau să... Așa cum era rânduiala. În timp ce Pavel, ce spune? Nu mai tăiem împrejur organul, ci tăiem împrejur inima. Da? Deci de ce facem circumcizie? Ca să aruncăm un alt fel de păcat. Aici intrăm clar în lumea nou testamentară, adică să fie o primire a lui Mesia, care nu se opune vechi legi, vechi testamentar, da? Nu se opune Torei, dar aduce ceva nou, aduce Evanghelia, o veste cea bună, o lume care trebuie schimbată. Legat de o astfel de dispută, apostolul Pavel spune undeva, iar când, cum zice, Petru vine în Antiohia, așa, că i s-a stat împotrivă, era vrednic de a fi trimis la plimbare, da? Din memorie, adică să în frunte, să
Și spune undeva, Pavel, dacă tu ești iudeu, treci ca păgâni. Păgânii nu o lege. Da. Aducea noua lege, așa cum eram spus în Galaten. Mă iertați că nu porta cu exactitate textul biblic. Oricum, icoana în care cei doi sfinți apostoli se îmbrățișează are o frumusețe. E ca și cum se îmbrățișează tatăl, se îmbrățișează fratele, îmbrățișează prietenul, da? Fiecare sfânt îi ține pe celălalt o mână de umăr, da? Iar cu cealaltă peste braț. Obrajii sunt apropiați. E o unitate, să zicem, de propovăduire, până și în gând. Nu este o atracție care ar părea cuiva în limbajul și în gândirea modernă, necuvincioasă, da? O astfel de icoană poate indica ce? Ce poate sugera celui care o vede? O comuniune de suflet între mine și tine, între tine și mine și ceilalți și așa mai departe. Da. Icoana aceasta a îmbrățișării Sfinților Apostoli aduce, vrea să creeze, dacă se poate, în mintea celui care se închină sau chiar doar că o privește, ideea unității și împăcării între oameni, a nesepărării gândurilor. Pentru că am conștientizat în ziua, acum la 49 de ani, prea târziu. Faptul că sunt atâtea lucruri pe care nu le știu și sunt atâtea lucruri pe care nu o să le știu poate niciodată. Sigur, nu o să le știu niciodată. Nici când voi sta în Eraclă și încep călătoria. Unde se găsește, că m-am gândit și la asta, icoana cu îmbrățișarea Sfinților Apostolilor Petru și Pavel? Cum am mai spus, astfel de icoane cu această compoziție nu sunt multe la număr. Una dintre cele mai renumite de acest gen, de acest fel, se află la Sfântul Munte Athos, la mănăstirea Caracalu. Mai găsim frește de acest fel vechi în Grecia, în Macedonia, în Serbia. În România mi se pare că așa ceva găsim la mănăstirea Snagov, lângă capitală, în Turla Centrală, unde sunt înfățișați cei doi apostoli,
Sper să nu greșesc în materie de arhitectură, cu Pancrator, poate cum și turul central. Nu vreau să greșesc. Vă rog să mă iertați, aștept să mă documentez. Da. Ia să vedem. Da. Am intrat pe doxologia Bolta sau cupola, numită vârful turnului. Suprafața semisferică care se află zugrăvit chipului Hristos, Pancratul. Sper că nu greșesc. Mai încerc o dată că nu vreau să spun prostii. Mai știu și eu câte ceva despre arhitectură, despre, dar am și o grămadă de lacune. Sunt mai multe turle, da. O singură turlă din biserică simbolizează pe Hristos, da? Iar cei patru stâlpi care o susțin simbolizează pe cei patru evangheliști care au vestit pe pământ Evanghelia lui Hristos. Nu, cred că m-am înșelat. Nu este vorba despre Pancrator. Da? Cred că sunt niște registre. Da, în fine. Cred că sunt niște registre, da? Oricum vorbeam despre o icoană a comuniunii, a frăției într-o divinitate. Am spus că este o compoziție, apropo de Petru, Apostolul Petru și Apostolul Pavel, mai greu întâlnită, da? Ce să spun? În materie de iconografie, lucrurile sunt foarte dificile. Pictorul bisericesc are viziunea lui. Eu nu știu, mă gândeam ce spunea, că l-am ascultat și pe părintele Calistrat și pe alți părinți. Prima dată doar că eram curios ceea ce spun, după aceea am simțit ceva. Nu contează, până la urmă, cum a zugrăvit un pictor. El a avut viziunea lui, dar problema este cu totul alta. Dincolo de liniile canonice, important este ca acel pictor, zugrav bisericesc, cum se spunea odinioară, zugrav de icoane, da? Să simtă efectiv un fior când face asta. E ca și un intelectual laic, pământean, da? Când se dedică sufletește muncii lui,
se dedică, sufletește în muncii lui. Ei bine, noi simțim o satisfacție. Noi zicem, mi-am făcut treaba. Nimic mai mult. Mi-am făcut treaba. Și chiar și în cazul laicilor, oamenilor ăștia cu păcatele noastre, nu trebuie să ne trufim. Mamă, cine sunt eu, așa. La fel și pictorul bisericesc, care nu este neapărat preot, duhovnic, fie că e mirean, fie că e monah, așa, nici nu trebuie să se trufească. Dacă în ceea ce am făcut am simțit că fac ceva dincolo de mine, mai presus de mine, și nu eu mă pun acolo, într-un studiu, într-un referat, eu știu, în orice altceva, în cazul de față, cum am spus, la care m-am referit, într-o pictură, nu vreau să arăt eu, băi, ce bine l-am pictat pe Domnul Iisus Hristos, ce bine am pictat icoana Fecioarei Maria cu pruncul, ce bine am pictat pe Apostolul Cutare, pe Sfânta Ecaterina, pe Sfânta Tais și alte sfinte, și pur și simplu face asta și, cum zic, preoții, cum zic duhovnici, ci m-am râvnit, da, ăsta este cuvântul, m-am râvnit să fac ceva de calitate aici, dar și de calitate pentru cel de sus. Dar în primul rând, am simțit ceva pentru cel de sus. Când am tras o sprânceană pe cea icoană, în stânga, dreapta, da? Când am conturat niște buze, când am conturat niște ochi, pupile, așa, toate le-am făcut pentru că am simțit ceva. Poate să fie într-o manieră diferită, nu contează. Poate Sfântul Cutare nu este manierist. Poate să difere puțin de celălalt pictor, da? Dar implicarea mea sufletească a fost alta. Și îți dorești ca fiecare pictor, chiar și fiecare duhovnic, să se implice fiecare în felul lui. Da? Ideea este să ai, cum spuneam, acea râvnă. Nu să vrei să faci lucrurile mai bine pentru tine. Să le faci pentru că așa sunt de făcut, ca să fie plăcute celor. Și atunci înseamnă că icoana ta iubită a fost nu doar privită de un vizitator sau de un credincios în biserică, a fost privită, poate fi privită cu sufletul. Pentru că tu ai pus suflet în ea, dar de ce ai pus suflet? Ai pus suflet pentru eternitate. Și atunci
ai comunicat prin tine, ai fost ca un portavoce a eternității. Și atunci înseamnă că ai făcut o ipană. Atât. E târziu și cred că este timpul să lăsăm odihnei noastre locul. Ne putem odihni mai departe cu, dar deocamdată ne odihnim pe aici. Da. Să avem pace, liniște, fericire. Și să încercăm pe cât putem să fugim, efectiv să fugim de măruntele noastre implicări sociale, sentimentale. Suntem oameni. Suntem niște frunze tremurătoare ale toamnei care sunt duse de vânt, de vânt, de vânt, de vânt. Și aici este efemeritate. De unde am pornit să discutăm? Despre un aspect al iconografiei. Voi intitula această sesiune video, da? O voi intitula efectiv Comuniunea apostolilor Petru și Pavel. Sau nu? Doar atât simplu. E prea mult. Eu este un titlu. O spun și ca ziarist, pentru că mi-a fost foarte greu de-a lungul timpului să găsesc niște titluri adecvate. Ea spun așa. Icoana Comuniunii Apostolii Petru și Pavel. De la mine, sănătate și fericire.